La începutul emisiunii vă prezentăm un interviu cu Andrei Pora, noul nostru tânăr colaborator. El a realizat un scurt metraj de ficțiune intitulat Disneyland cu ocazia absolvirii cursului de cinematografie de la York University. On September 19th, 1959, Soviet dictator Nikita Khrushchev visits the United States. Khrushchev is scheduled to visit Hollywood's biggest stars, among them Marilyn Monroe, Frank Sinatra, and CEO of Pepsi-Cola, Donald M. Kendall. 3 months before Khrushchev set foot in the U.S., he had gotten a glimpse of America at the American National Exhibition in Moscow. La început că mă uitam online la chestii care s-au întâmplat pe diverse date și am văzut că pe ziua mea, pe septembrie 19, dar în 1959, s-a dus Khrushchev în state și a fost în Hollywood, la 20th Century Fox Studios. Și acolo era cum ar veni, a fost adus să vadă cum ar veni Hollywood, America. Și în aceea zi trebuia să vadă Disneyland-ul și nu a dat voie și a fost foarte supărat și a fost o chestie care cum ar veni, a fost în mijlocul tripului lui diplomatic în state, dar faptul că nu s-a dus la Disneyland, cum ar veni, l-a pus într-un foarte bad mood și e doar foarte funny, e așa de ridiculă situația, că mă gândesc că ce alte situații ridicole mai sunt din istorie care pot fi adunate împreună. Și începând de la aia, am scris o fel de poveste scurtă cu multe alte evenimente și locații și date și anuri și am văzut că era un fel de să zicem, un narrative thread, un chestie care le punea împreună. Era un fel de tensiune între Est și Vest și ideea de capitalism, comunism și, știi, Cold War. August 20th, 1969. The Beatles are together in studio for the last time. They're finishing up I Want You, a love song from John to Yoko. With its musky blues bass line and apocalyptic vocals, it might very well be the first ever metal song, which is ironic considering that it came out a full 4 months before Sabbath's debut ever hit the shelves. I Want You is a capsule of its time. The song is an all-consuming trip into self-destruction. And above all else, it asks us, what is music anyway? Sunt și multe alte bucăți care n-am putut să pun în film, că n-am avut destul timp, nu vă știau sens ca poveste, dar povestea e și mai interesantă, pentru că, de exemplu, mai târziu, în 1989, a expirat contractul cu Pepsi. Și problema era că fiind sfârșitul comunismului și Uniunea Sovietică, n-avea cum să plătească rușii, să renumească contractul de Pepsi. Și nu mai aveau nici vodka, nu mai poate să mai vândă, pentru că făcuse boicot în America, vodka rusească. Atunci, singura chestie care mai avea rușii să mai dea la american, să mai ia Pepsi din nou, erau submarine nucleară. Și Pepsi a acceptat, a luat, 8 submarine nucleare decomisionate, câteva battleship-uri și destroyer-uri și l-a cumpărat. Și pentru câteva săptămâni, Pepsi a avut a 7-a cea mai mare flotă militară din lume. The answer came on Christmas Day, 1989. As the Berlin Wall collapsed and revolution swept across Eastern Europe, the Americans had taken this opportunity to invade Panama in order to capture Manuel Noriega and try him in court for drug trafficking. After a 2-week-long manhunt, resulting in the death of 200 civilians, they finally cornered him in the Vatican Embassy in Panama City. But the thing was, the Americans couldn't just storm the building because it was Vatican property. So the Americans surrounded the building with 30 Humvees, with loudspeakers mounted on top, and blasted hard rock and heavy metal hits, day and night, in order to psychologically terrorize Noriega. Cea mai grea parte a fost scrisul și research-ul. Pentru că normal când faci un film, treci prin diverse steps și stage-uri. Faci, știi, pitch-ul, tratamentul, outline-ul și pe aia script-ul și pe aia filmezi. Dar felul cum am făcut eu tot scriam și tot făceam research și după ce am filmat, deci tot writing process nu s-a terminat cu producția. Tot făceam writing până sfârșitul filmului, deci acum a venit writing-ul integral la montaj. Și da, că faci writing-ul, scriptul original, după aia filmezi, producția ne dă echipamentul la școală pentru
4 zile. Acolo adun actorii, ai toată producția, toată echipa și asta. Și după aia, după ce filmezi, după aia îți mergi săptămâni de montaj, când stai cu editorul în cameră și rezolvi cum faci, cum pui împreună shoturile și chestii. Asta a fost făcut ca filmul meu de anul 4, ultimul meu film la, ca proiect de film scurt la York University, ca parte din programul de film production, BFA. Și era făcută ca parte din clasa de fiction shorts, deci a povești cum ar veni narrative fiction. Da, eu am fost student la York, acum graduez anul ăsta. Mai fac filme, trebuie să mai scriu. Am câteva idei care acum fac research pentru ele. Și sper că în câțiva ani, când am mai multă experiență și mai multă cunoștință, pot să aplic la Talent to Watch program sau alte granturi la Toronto Arts Council. Din asta pot să iau niște bani să fac un film cu mai multe resources. Elvis was shaken. He stopped the car on the side of the road, but before long, the clouds again transformed into the face of a smiling Jesus Christ. Elvis was ecstatic. He ran through the desert, leaving behind the van. For that brief moment, his worries disappeared.